Tragedia într-o familie din Raionul Orhei. Cadavrul unui copil de 3 ani a fost găsit într-o fântână de canalizare. Tragedia a avut loc în după amiaza de 19 septembrie în satul Bulăiești, Raionul Orhei, în timp ce fetița se afla la bunici. Potrivit poliției, corpul neînsuflețit al fetiței a fost găsit chiar de bunica ei, iar fântâna de canalizare unde a căzut copila era în ogradă și ar fi fost acoperită doar cu o pelicolă. Fetița a rămas în grija bunicii, întrucât mama care este însărcinată era plecată la Chișinău pentru un control medical. Potrivit anchetei, copilul se juca în curtea casei după care a dispărut. Poliția cercetează cazul.